François Villon, poetul vagabond al veacului al XV-lea, știa despre fiecare, știa după chip orice neam, știa că de moarte nu-i scăpare, știa tot, de sine habar n-avea. Medicul englez William Harvey ne-a explicat pentru prima dată cum circulă sângele în organism. Situarea lui în tabăra regalistă a lui Carol I în timpul războiului civil a făcut ca armatele lui Cromwell să-i distrugă casa împreună cu majoritatea notelor științifice. Cel mai dezvoltat simț al francezului Antoine Brian Savarin a fost cu siguranță gustul. Pe lângă fiziologia gustului a lăsat posterității și câteva vise despre sfârșitul lumii în care Descartes și Kant nu erau prea bine văzuți. Cancelarul de fier al Germaniei era și el un gurmand. Nu întâmplător, Otto von Bismarck a comparat cârnații cu legile. Ca să-ți placă ambele, nu trebuie să știi cum se fac. Viziunea sa despre Cyrano de Bergerac l-a făcut celebru. Edmond Rostand știa că noaptea este frumos să crezi în lumină, dar și că se poate să nu ajungi în culme, însă dorea să urce cât va putea prin el. Epidemia de gripă spaniolă din 1918 i-a oprit urcușul. Luptător pentru drepturile românilor din Basarabia, Ion Pelivan a trăit și Măreția Unirii de la 1918, dar și drama cedării din 1940. A fost arestat de comuniști în noaptea de 4 mai 1950, nemai văzându-și familia. Bătrân și bolnav, s-a stins la Sighet după mai puțin de 4 ani. A fost proroc pe drumul din pustie, când zilele mureau nemângâiete, a fost proroc izvor de apă vie, toți l-am băut de friguri și de sete. Octavian Goga s-a băgat și în politică, dar nu i-a ieșit prea bine, e drept și vremurile erau tulburi înainte de războiul 2. Под музыку песни композитора Александрова «Священная война» на Красную площадь вносятся два символа России. Abraham Maslow a devenit celebru prin ierarhizarea nevoilor umane într-o piramidă în 5 trepte, genială prin simplitatea ei. De la bază la vârf, el exprimă fiziologia, siguranța, apartenența, stima și autoactualizarea. Unii se opresc, alții ajung și în vârf. Romancierul ceh Milan Kundera, stabilit în Franța, a scris gluma înainte de 1968, când tancurile sovietice au invadat Praga. Apoi a descoperit că viața e în altă parte. Despre cea mai cunoscută carte a sa, Insuportabila ușurătate a ființei, spunea că e cea mai proastă. Pe site-ul personal, faimosul portar care a apărat 4 penaltiuri într-un singur meci și ce meci, spune că s-a născut pe 2 aprilie, însă moașa sa de la țară a declarat că s-a născut pe 1. Așa spune Helmut Bucadam, care a rămas toată viața păcăliciul prietenilor. Pictorul gălățean Camil Resu și-a terminat studiile artistice la Iași în 1902, după care timp de 6 ani s-a specializat la Paris. La revenirea în țară s-a implicat activ în înființarea Sindicatului Artiștilor, apoi în conducerea Academiei de Arte din București. Academia l-a primit în rândurile sale în 1956. Înzestrat cu o fizionomie expresivă, cu darul simplității, cu farmecul vorbirii și cu cel al sfătoșeniei, actorul născut la Santa Mare Botoșani, Mihai Mereuță, a interpretat personaje din popor, cărora le-a dăruit deopotrivă omenie, căldură și un umor hâtru. Sabin Bălașa a împodobit Universitatea Ieșeană cu celebrele fresce din Sala Pașilor Pierduți, înainte de a împlini 40 de ani. Legătura cu Iașul a fost mult mai profundă pentru pictorul născut la Dobriceni, Olt, de vreme ce îi plăcea să glumească spunând că e moldovean de origine oltean. Cel mai cunoscut arbitru român a avut de-a lungul carierei șansa de a îmblânzi 6 campioane mondiale: Argentina, Brazilia, Uruguay, Germania, Anglia și Italia. Nicolae Rainea a participat la 3 turnee finale și a condus la centru o finală de campionat european. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.